nu mai vorbești absolut nimic. Eu dacă am zis că pun punct, eu chiar pun. Vezi că băiatul e trecut prin fel și fel de anturaj. Bună dimineața, iubirica mea! Riști să strici spre tine acum, Marius, deși tu-l vezi împotriva ta pentru că spune anumite chestii, pentru că greșești ea. Te dai, doamnă, te dai... Cine nu ești tu, de fapt, înțelegi? Părerea ta. Mă, te dai la televizor să pare cineva că nu ești, crede-mă. Când ești în club, tu știi să arăți ce fel de femeie ești tu, ai înțeles? Și acum ești obsecată rău de tot când zici că un băiețel și-a bătut joc de tine. Uite, și-a bătut joc de tine și s-a făcut frumos. Ce ai de împărțit cu fata asta, că nu te înțeleg. Dacă mă enervează... Păi ce te enervează? Ignoră-o, frate, nu pot. Că adevăr că era mai frumos ca tine. E mai frumos ca mine? E, ce faceți? Acum o faceți cum ar veni ca să zic nu eu. Te nu mai vorbiți pentru mine și de mine, Jelibian, că mă enervez. Măi, dar nu am spus cumva că s-a întâmplat actul. Dar nu, dar mi se pare că îl cocoloșești așa în exprimare. Nu! E foarte urât să mintă băieții despre fete. Ba, Filip, nu înțeleg de ce mă tot trași. Dar nu înțeleg de ce toată lumea zice de bine. Păi dacă tu ceva bine, nu mai o băgați în seamă. Păi zi, jugă, de ce poate vorbi normal și cu tine? Ești tu ceva special în casa asta. Păi, Jini, și cel mai mult și tu ai început. Adică așa sunt eu când am dreptate cu o chestie. N-are cum să zică nimic niciodată. Așa e caracterul. Tu nu o să recunoști niciodată, da? Sunt un mincinos. Ce ești mai tare supărată? Pe faptul că nu știi dacă a avut ceva cu Ligi? Sau că te-a înșelat? Păi, de ce m-a înșelat? Păi, dacă tu nu poți să-i spui unui copil să tacă, păi, dacă erai cu Pirui, ce făceai? Care e problema, Livian, dacă venea un băiat pentru Bianca? Te-a înțepat, te-a elat cu ceva sau care e faza? Nu, eu am apreciat tenacitatea și banditismul lor, doamna Andreea! Da, șoricielule, ți s-a făcut ce piciorul se... de la... L-am băgat în ghip șoricielul. Păi dacă nu l-am mai tras pe scapă, scări, cum îl trăgea înainte... Băi, de-asta sunt un pic ciu-ciu! Băi, ciu-ciu! Băi, ciu-ciu! Băieți, îmi permit o glumă. Dacă nu-i la voi. L-ați plictisit. Îmi permit o glumă. Băieți, faceți o glumă, Bianca. Băieți, în casa fetelor, imediat. Îmi permit și o glumă. Au piciorul! Au piciorul meu!
Eu am terminat joaca, treceți la loc. La mine s-a terminat joaca. Intrați în clasă, vă rog. Gata, tura? Gata, să ia loc. Locomotiva, vă rog. Pa. S-a terminat pauza. Nu jigniți, pinguini. Bine, hai acasă. E bine. Nu? Că s-a terminat? S-a terminat pauza, iubi. Ești bine? Soricela! Soricelule! Ce? Mai ești nervos? Ce ai zis de pinguini? Da. Nu. Te-a trecut? Da. Ai vorbit cu Filip? Nu. Nu? Nu vorbiți? N-am simțit nevoia să vorbesc. Pinguini. De aseară. De fapt, n-am avut timp să vorbim. Sigur. Păi n-am avut timp să... La câte treburi aveți, mă gândesc. Aveți, chiar aveți, să știți. Păi, Filip, păi vă întinde părul până vă faceți ținutele, până... Vedeți să ne face mască din față. Mani, pedi, peeling. Pentru peeling, facinare. Când am văzut să vorbesc, că vorbea cu tine la telefon și a zis că vorbește cu tine. Și până am ajuns la Livian în cameră. A încercat ce a stat și până am venit, el s-a culcat. Da. De dimineață ne-am mutat din cameră, s-a făcut schimb de camere. Schimb de cameră? Da, au schimbat camera, mi-a spus și mie. Da, ți-a spus că era, sau l-ai simțit că era foarte supărat. Știu că era foarte supărat. Păi da, și vreau să vorbesc cu el. Deci n-ai avut timp. Ce? N-ai avut timp astăzi. A? No, e ok, vorbim aici. Da, să înțeleagă și oamenii. Da. No, mai bine, vorbim în emisiune. Corect, asta am zis și eu, mai bine vorbim aici. Pe cum? Asta facem joc de emisiune chiar în halul ăsta? Nu, nu e vorba că... Tu de ce ai, de ce ai supărat-o pe Bianca? Și a doua zi suntem noi. Era o ironie. Hai, vorbești. Oricum, ești încertat aici la televizor, așa că vorbiți aici. Bai, supărat-o ca seara plângea. Runda a doua. Te-ai spus, Marius, ce te deranjează. Vreau să-l întreb ce l-am vorbit. Am spus în emisiune ce m-a deranjat. Altceva nu... Nu-mi place unghiul ăsta. Plați-mă din altul. Eu nu știu motivul, dar și vreau să vorbesc cu tine. Așa să te altundeva. Păi dacă nici nu s-ai dat seama. Ce? Eu am spus el ce m-a deranjat, nu vreau să repet. Cred că am fost clar. Când a zis el, parcă că nu contează ceva de genul. Nu știu exact ce s-a spus. Nu a zis nu contează, a zis că... Că ce? Îți spun eu. Tu nu știi să-i spui iubitei tale când trebuie să tacă. Păi și ce ne-am zis ieri, că nu, că n-are dreptate cu ce zice acolo? Nu, ai zis că te-am... A zis, dar în fine, eu unul nu sunt, nu țin morții să dezbat subiectul, chiar nu țin. Păi trebuie, păi trebuie, doamne iartă. Păi pentru mine nu trebuie, adică eu mi-am tras propriile concluzii. Bine. Eu am și cu Andreea unele probleme și la un moment dat îi spun, bă, nu vreau să-mi dai un răspuns, adică nu caut răspuns unor, știi? Adică îmi trag niște concluzii și n-aș vrea să primez răspuns. Dar nu e ok așa cum faci tu. În situația asta e ok. Asta. Pentru că discuția a fost foarte clară, nu e ca și cum a fost, era clară discuția. Tu te așteptai la o altă reacție din partea lui Filip. Normal, mai ales că nu era absolut nimic adevărat. Nu ce atunci, Berna. Adică, eu cum am zis că la chestia aia de ieri, am auzit, am vorbit și cu Berna Pământ, am zis că la chestia de ieri, că nu a avut dreptate oarecum mare. I-am zis că nu avea, de ce să se supere? Acum nu-ți dai seama că greșește, din punctul meu de vedere, flagrant. Tu spui oarecum, așa ai făcut și el. Și tocmai de-aia n-am vrut să dezbat subiecte, că dacă tu în ținea ta nu vezi lucrurile așa cum sunt sau cum... Nu, cred că tu crezi că m-aș gândi la altceva. Eu știu la ce poți să te gândești tu, dar nu e ideea. V-am zis care oarecum, când a zis ea chestia aia, pe a deranjat-o, că a zis Piriu faza aia cu 3-3 sau asta a deranjat-o pe ea. Filip, dar nu ținea de mine, pe mine, eu cu votul meu. Și oricum votul meu mergea, numai un pic, oricum votul meu mergea către Livian, pe mine, de acolo încolo. Nu m-a mai interesat ce se întâmplă. Oricum pe mine nu m-a interesat votul ăla. Care-i logica, doar ce Piruia te-a votat? Care-i logica? Cum să pun întrebare când ea te-a protejat pe tine, Piruia, nu știu câte oară? Cum să-ți pui întrebări? Păi nu mi-am pus întrebări, am pus întrebări. Da, am zis, frumos! Păi nu m-a interesat votul ăla, am și zis că vreau un vot. Păi nu m-a interesat votul ăla. Și până la urma urmei nu mi-a... Chiar dacă îți dădeam votul, prin absurd, ți-l dădeam votul, oricum nu pleca acasă. Ce vă stresați atât? Pe asta zic, că nu era ce ceva... Ce vă enervați? Dar oricum aveți o banderolă până la 3, se poate... Dar eu am comentat ceva, eram, dar eu eram împotrivă cu ceva, am zis ceva. Păi nu, Berna, că nu știu să ia atitudine, nu vrei să te spui taj în gură. Acasă, dar stai puțin, cu adevăr în față, că... Am vorbit eu, vorba cu ea. Și nu înțeleg pentru ce atâta ceartă, da, atâta oftică, atâta dușmănie, atâtea vorbe la Berna, că ce ai vrut să... Chiar n-am dușmănie, chiar nu mă interesează. Ai vrut să plece Filip, că nu înțeleg, dacă eu nu eram agitat și eu n-am făcut... Păi explica iubitei tale, nu... Am vorbit-o pe urmă cu ea și am explicat mai bine unde ce
ci ca să înțeleagă de fapt. Ce ei? Că nu noi suntem de vină, că ea e de vină, nu eu. Și dacă eu nu eram revoltat și eu n-am zis nimic, de ce? Era ea revoltată. Am vorbit-o cu ea. Păi ca și cum eu mă cer cu tine. Eu mă cer cu tine și Marius stă și se uită și nici măcar nu l-a votat Berna pe el, sau nu știu, exact, hai să schimbăm poziția. Am fost pe urmă afară și am explicat mai bine. Păi nu afară, explică-i aici. Că aici am vorbit, nu afară, că ea, normal că nu o să înțeleagă. Deci era tatăl meu, era agitat și eu cum dacă explica, nu înțelegi. Mă faci să vorbesc frumos, foarte urât. I-am zis. Dar de ce te fac să vorbești foarte urât? Că nu ai minte. Dar că nu gândești lucrurile. Lui, într-un fel, ea vrea să-și protejeze iubitul chiar dacă, normal. Chiar dacă nu a vrut, nu a avut de ce să-l protejeze. Dar Livian, dar cum să pui problema când el nici măcar n-a fost votat? Păi acum ne justificăm pentru ce n-am făcut, Livian. Păi de ce nu să terminăm? Chiar dacă nu a fost. Și acum trebuie să dăm paranoia din capul fiecăruia. Dacă erau alții, nu mă interesa. Acum întrebarea de ce nu l-a votat, ca să voteze. Nu mă interesa, dar chiar piruia să m-a interesat pe mine. Popul meu, mă mai repet de 1000 de ori, m-a întrebat și Bianca, chiar dacă era 3-3, votul tău, pe cine votai? Dacă era, votul la mine, decisiv, erau 3-3 și eu, era și Nela. Și eu trebuia să votez între Filip și Livian, votul meu tot către Livian mergea, ce nu înțelegeți? Doar că în calculele mele nu o ieși. Mulțumirile și respectele mele, mulțumirile și respectele mele. Voi chiar nu pricepeți românește. Ne-am înțeles. Cu tu când te-ai enervat, atunci am zis, nu mai știu ce comentă. Zi, că Filip a zis, el vota pe Filip atunci. Nu. A, păi voiam să-l votez pe Filip. Și oare am vrut să fie în cârca mea. Explică ei, că ai înțeles? Dar nu am cu cine să vorbesc, fie în cârca mea, să fie din dar nu, că probabil mare s-a așteptat la o atitudine mai aspră din partea lui Filip, părerea mea. Nu mă mai știu, de ani nu vreau să discut, nu mă mai interesează reacțiile lui Filip vis-a-vis de ce spune Berna. Eu vreau să spun ție ce am spus și aseară. Vrei să-l votezi, îl votezi, nu mai ține cont de prietenie. Ia și votează-l oricând vrei, cum vrei tu. Eu asum și tot spun public. Ca să nu mai fie, adică dacă am ajuns să mă justific când nu fac ceva, măcar să mă justific că fac ceva. Corect. Exact. Acum sunt discuțiile astea. Pe când ori mai fi banderole? Nu, asta spun. Pe când ori mai fi banderole? Când ori mai fi banderole, o să plecăm acasă. Care o să vrea să plece acasă? Care nu pe mine, nu mă ori interesează. Când pleacă Marius, am plecat și eu. Când plec eu, pleacă și Marius. E simplu. Toată lumea vrea că și eu vreau. Și atunci pentru ce v-ați enervat pentru banderolă și nici măcar nu ați plecat acasă. Și tu, Filip, riști să strici prietenia cu Marius, deși tu îl vezi acum împotriva ta, pentru că spune anumite chestii, pentru că greșește ea și tu îl vezi oarecum împotriva ta, dar greșește, deci când îi spune-o afară. Tu ai zis el, au zis Berna, las că îți spun eu afară ce am de spus. Păi oarecum ce? Înseamnă că vrea să se ferească de noi, dacă vrea să spună ceva, nu? Deci ce legătură are? Și am spus aici. Adică tu te gândești poate vorbea de rău sau de ceva? Eu niciodată. Dar am spus aici ne-ai mi. Mai până la urmă ai făcut o strâns, așa ai spus. Pirui. Da. Auzi, pe exact același lucru ai făcut tu cu Gala, cu materialul de el. I-ai zis la Marius nu știu ce de mine, că eu am o părere. Nu, hai să nu s-a discutat el. S-a luat pauză. Am pauză. Tu ai ieșit afară, Bianca a venit la tine și în momentul ăla Pirui a văzut pe Bianca și ți-a spus ceva. N-a fost ceva de discutat din curs săptămânii, a fost ceva pe loc și la două secunde a venit la baie la mine. Da, zic, ea ți-o zis că eu am o părere, nu știu ce părere despre tine. A spus că a venit Bianca și ți-a spus ceva și tu ai aprobat-o. Asta a fost discuția. Înțelegi? Și eu în momentul ăla am spus, bă, eu nu cred. Tu ai zis nu cred, dar ea chiar dacă nu o înțelegi bine și a fost o părere, nu a zis, bă, cred că eu zis asta și el o a spus. Așa am zis, cred că eu spus. Cred că i-a zis, nu știu ce, la un moment dat zice, nu se dă tot, la un moment dat zice, bă, poate nu i-a să șa, dar eu cred că așa i-a zis, înțelegi? Și că tu n-ai zis da sau nu, ai aprobat-o. Dar Marius, eu nu cred că el are părerea asta. Eu oricum îmi asum și eu vă spun în față ce am de zis. Mereu, uite, când m-am dat eu pe ocolite. Când eu nu v-am ocolit, atunci vreau să vă spun în față și voi să-mi spuneți în față, că așa mi se pare normal. Nu, pe la spate... N-a avut loc apoi discuția, n-a fost o continuare pentru că eu n-am fost de acord cu treaba asta. El nu a fost de acord cu mine, zis, eu nu cred că Livian e de aceeași părere. Atât. Dar nici nu era subiectul ăla. Ok. Asta a zis și la un moment dat și apoi a zis că, bă, e posibil să fie, e posibil să nu. Exact, asta aș fi fost. Nu, e ca și cum v-am înjurat. Da, n-am vrut să facem o discuție din asta, pentru că nu, oricum nu eram de acord cu
Pe mine, știi ce, din discuția de ieri, știi ce mă... Bine, mulți suferi foarte, foarte puțin, conduși mare. Pe mine nu mă mai interesa, pot să-l votez. Mă simt ca la școală acum. Gabi n-avea niciun sens. Eu, fi nervos atunci, am dat pe toată lumea exemplu. Dar nu... Exemplu și Gabi nu era în exemplu. Și Gabi nu era în exemplu, corect. Gabi nu era în exemplu și... Nu și avea... Părerea mea, dacă o să fie să aleg, o să fie ultimul pe care o să-l votez, o să fie Gabi. Îi spun în față și lui Filip și lui Liga și restul să facă la fel, nu mă interesează. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.